pagina 150 în Noul Testament. Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Și ei au venit la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit tu, iată, el botează și toți vin la el. Ioan a răspuns și a zis: Un om nu poate primi nimic dacă nu i-a fost dat din cer. Voi și vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Această bucurie, deci, care este a mea, s-a venit. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Amin. Hai să ne uităm la mesajul din seara aceasta și sper să fie un mesaj mai scurt, ca de obicei, sper, și simplu, dar destul de practic. Și aș vrea, m-am venit așa, nu mi-am notat asta până acum, dar gândindu-mă, acum cum să vă prezint acest mesaj și ce abordare să apuc, aș vrea să vă spun că este un mesaj despre economia lui Dumnezeu. Cum funcționează economia lui Dumnezeu? Și cum funcționează? Titlul acestui mesaj, evident, este din versetul 30, unul dintre cele mai cunoscute versete din acest pasaj și din întreg Noul Testament. Spune aici că eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Eu, cu ideile mele, cu gândirea mea, cu dorințele mele, cu planurile mele, trebuie să mă fac mic și mai neînsemnat. Iar el, Domnul Iisus, cu gândirea lui, cu planurile lui, cu cuvântul lui, cu dorințele lui, trebuie să se facă tot mai mare și mai mare. Acesta este titlul. Și aș vrea să vedem economia lui Dumnezeu. Cum funcționează asta și de ce? Această afirmație este făcută de către Ioan Botezătorul, despre care citim în acest pasaj. Și Ioan Botezătorul a fost un profet al lui Dumnezeu, a fost un mare profet al lui Dumnezeu. Acum, cel mai mare profet al lui Dumnezeu cunoscut de evrei până în vremea aceea fusese Moise. Și în vremea în care venise Domnul Iisus Hristos, ăsta era idolul lor, să zic așa. Ei se tot lăudau cu Moise. Moise în sus, Moise în jos. Moise în sus, Moise în jos. Și tocmai de asta l-au învinuit pe Domnul Iisus Hristos că el nu are așa respect pentru Moise, pentru Sabat, pentru legile de curățire pe care le-a dat Moise și așa mai departe. Dar Iisus însuși mărturisește acum despre Ioan cât de mare este. Și dacă citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, începând de la versetul 9, Domnul Iisus spune: Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun. Și mai mult decât un profet. Deci Domnul Iisus spune: Da, este un profet, așa cum știați voi pe Moise, dar este chiar mai mult decât un profet, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, eu trimit înaintea feței tale pe mesagerul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun, zice Domnul Iisus, că dintre cei născuți din femei nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Iată mărturia Domnului Iisus Hristos despre Ioan. Este un profet, este mai mult decât un profet, el a fost mesagerul Domnului. El a fost cel care a anunțat intrarea Domnului în scenă. El a fost vocea care strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului. El este cel mai mare dintre cei de sub soare. Dintre cei născuți din femei, nu este altul mai mare ca el. Deci Ioan Botezătorul, iată ce descriere face Domnul Iisus Hristos, și într-adevăr, Ioan Botezătorul ajunsese foarte popular în Israel în vremea aceea și ajunsese foarte respectat, printre altele, tocmai din pricina stilului lui diferit de viață, diferit de restul lumii. Era diferit de restul lumii. Da. Era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, strâns la mijloc cu o curea, se hrănea cu miere sălbatică și cu lăcuste și stătea prin pustie. Cu alte cuvinte, nu se îngrijora de ziua de mâine, ci vestea împărăția lui Dumnezeu. Era foarte diferit de toți ceilalți oameni. Și, în mare parte, prin această diferență a stilului de viață,
viață, el a atras atenția și a ajuns foarte popular, așa că mulți veneau la el în pustie să asculte învățăturile sale. De ce trăiește așa? De unde are el cunoștința asta? Este bine să facem așa, vrea Dumnezeu? Ce învățătură ne dai din partea lui Dumnezeu? Și atunci când Iisus a venit la el să fie botezat, Ioan este cel care l-a identificat pe Iisus. Iisus până atunci era un om, era Iisus din Nazaret, era și verișorul lui Ioan, apropo. Dar era un om, Iisus. Au venit mulți de oameni la Ioan. Ioan era mare, Ioan era cel înălțat, Ioan era cel cunoscut. Iisus era un om ca ceilalți oameni. Și a venit printre alții din mulțime să fie botezat. Și Iisus l-a făcut de cunoscut și l-a identificat. Acesta este mielul lui Dumnezeu. Nu este doar un om care ridică păcatul lumii. Acesta este Mesia, este Hristosul, este cel care trebuia să vină. Și atunci când Domnul Iisus nu era așa de cunoscut și când a venit la Ioan să fie botezat, Ioan era mult mai cunoscut decât el. Însă, de la acel punct, rolurile încep să se inverseze. Și popularitatea Domnului Iisus Hristos începe să crească și el devine tot mai cunoscut. Și mulți din ucenicii lui Ioan au mers după Iisus. Și chiar Ioan i-a îndemnat și i-a sugerat să meargă după el. Și Domnul Iisus i-a chemat pe unii dintre ei. Și popularitatea lui Iisus acum creștea și ucenicii lui, se spune aici, că acest ucenic al lui Ioan spune că el botează mai mulți decât Ioan. De fapt, nu boteza el, ci ucenicii lui botezau chiar mai mulți decât Ioan. Și acum vedem că ucenicii lui Ioan erau îngrijorați și chiar erau geloși pe lucrul acesta. Și se duc la învățătorul lor, la Ioan, cu o pricină de ceartă între ei și un iudeu. Și din context ne dăm seama că este pe undeva în cearta aceasta și vorba de cine este mai mare, Iisus sau Ioan, cine are învățătură mai bună, da? Sau poate mai era și altul despre care vorbeau. Și în versetul 25, între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare, adică la legi, la reguli, da? Din legea lor. Și ei au venit la Ioan și i-au zis, învățătorule, ceea ce era cu tine dincolo de Iordan, despre care tu ai mărturisit, când a spus, acesta este mielul lui Dumnezeu, iată că el acum botează și toți vin la el. Ucenicul acesta zice, tu l-ai făcut mare și acum el este mai mare decât tine. Da? Și își arată într-un fel invidia și gelozia pe faptul ăsta. Tu rămâi acum în urmă, însă Ioan îi învață ceva pe ucenicii săi aici și ne învață ceva pe noi toți. În general, ne învață că invidia și gelozia nu își are locul în lucrarea Domnului. În general. Nu avem de ce să fim invidioși sau geloși pe alți frați sau surori în lucrarea Domnului sau în biserică. Nu își are locul. Nu este drept lucrul acesta. Nu există unul mai mare și unul mai mic care să nu fie la fel de important pentru lucrarea Domnului. Orice membru în trup este la fel de important. Unul seamănă, altul udă, însă toți împreună avem ceva de făcut și toți împreună suntem lucrători cu Dumnezeu. El este singurul care este diferit, care poate să facă să crească. Dar noi toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. În versetul 27, Ioan i-a răspuns acestui ucenic al său și spune, un om nu poate primi nimic dacă nu i-a fost dat din cer. Se referă aici atât la el ca și om și lucrarea pe care a primit-o el și poziția pe care o are el și se referă și la Iisus ca și om, așa cum îl considerau ei toți, la lucrarea pe care o avea acum Iisus și cum boteza și popularitatea care îi creștea și ucenicii care mergeau după el. Ioan zice, este de la Dumnezeu. Este din cer. Dumnezeu ne dă orice lucru sau orice chemare la slujbă. Sigur, sunt și lucrători falși, dar nu vorbește despre aceasta Ioan aici.
vorbește despre lucrarea Domnului. Nu toți avem aceeași slujbă, sunt chemări diferite, dar toți suntem chemați la Dumnezeu și nu își are rost gelozia sau invidia că ăla este mai important sau ăla nu, sau ăla este mai mare sau ăla este mai mic. Asta spune Ioan aici. Și haideți să citim și în Evrei, capitolul 5 și versetul 4, unde vorbește despre Domnul Iisus Hristos și adevărește lucrul acesta, că nu și-a luat singur slujba aceasta. Și, mărirea aceasta. Evrei, capitolul 5 și versetul 4. Nimeni nu și-a onoarea, și ăsta era cuvântul care le căuta, nimeni nu și-a onoarea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu. Așa cum a fost și chemat și Aron. Aici este vorba despre slujba preoției a Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan Botezătorul spune ucenicului său, nu trebuie să fii gelos, nu trebuie să fii invidios, este chemarea lui Dumnezeu. După cum pe mine m-a chemat să fac lucrurile acestea, pe El l-a chemat să facă lucrurile acestea. Însă, când e vorba de Iisus, până aici Ioan vorbește și îl consideră doar un om și se compară ca și oameni, spune. Nu este loc, în general, de gelozie și invidie în lucrarea Domnului. În general. Dar când e vorba de Iisus, El este Fiul lui Dumnezeu, nu este doar un om. Amin? Amin. El este om, dar este și Fiul lui Dumnezeu. Și El trebuie să fie înălțat. El trebuie să crească, zice Ioan, iar eu trebuie să mă micșorez. Versetul 30. Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez. De ce? De ce, zice Ioan asta? De ce trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez? Pentru că așa este drept, așa este adevărat. Pentru că nu este decât unul care să facă binele, nu este decât unul bun. Acesta este Dumnezeu și Iisus este Dumnezeu. Aceasta este imaginea corectă, acesta este adevărul. El trebuie să crească pentru că merită, iar eu trebuie să mă micșorez pentru că merit. Acesta este adevărul, trebuie, acesta este imaginea sfântoasă pentru toți. Hai să vedem câteva lucruri, de ce ne ajută asta, ca El să crească. Cum este, cum funcționează economia lui Dumnezeu. Primul punct, dacă El crește, automat eu mă micșoresc. Acestea nu sunt două lucruri care se întâmplă independent una de alta, ci sunt direct proporționale una cu cealaltă, se întâmplă în mod automat. Dacă El crește, eu mă micșoresc. Dacă eu nu mă micșoresc, El nu crește. Amin? Înțelegeți? Este ca și cum sunt doi copii care se dau pe un cuțul din ăla, cum se numește, balanță. Balansoar. Balansoar, da? Scrie din ăla balanță, da? Dacă unul se duce în jos, celălalt se duce în sus. Dacă celălalt se duce în jos, celălalt se duce în sus. Este automat. Nu se întâmplă pe rând lucrul acesta. Se întâmplă în același timp. Deci, da, trebuie, pentru că dacă El crește, eu mă micșoresc. Nu putem să fim amândoi mari. Nu pot să fiu și eu mare, să am popularitate, să fiu cineva și în același timp să-i dau și glorie Domnului. Nu se poate asta. Dacă vreau să-i dau glorie Domnului, dacă vreau ca El să fie înălțat și oamenii să-L vadă pe El înălțat prin viața mea, atunci eu trebuie să dispar, eu trebuie să mă micșorez. Este ori El, ori eu. Dacă eu sunt mare, El este mic în viața mea și nimeni nu-L observă pe El, ci toți mă observă pe mine. Ce a făcut fratele Florin. Uite cât de bine știe să vorbească. Uite ce bine știe să facă asta. Toată lumea mă observă pe mine și nu-L observă pe El. Dar dacă eu sunt mic și nesemnificativ, atunci El începe să se înalțe prin viața mea și prin purtarea mea. Și toată lumea nu mă bagă în seamă pe mine, ci îl observă pe El prin viața mea. Amin? Asta se întâmplă. Dacă eu sunt mic și nesemnificativ, El începe să se înalțe chiar în mod obsesiv pentru unii. Și unii chiar încep să zică, băi, ai luat-o razna? Tu nu mai ai viața ta? Tu nu mai ai timpul tău liber? Ce atât ai sus, în sus, în sus, în jos? Biblia, biserica, aia, aia, la altă. Nu vezi că ești prea exagerat.
E normal așa să fie. Dacă oamenii vă spun așa, nu poți să fii niciodată prea exagerat pentru Iisus. Poți să fii prea exagerat pentru religie și pentru o învățătură omenească, așa cum erau iudaizatorii și așa cum sunt cultele religioase, da? Care sunt mișcate de oameni și de învățături omenești. Dar pentru Biblie și pentru Iisus nu poți să fii niciodată prea exagerat. Nu poți să dai niciodată prea mult din timpul tău. Pentru că Iisus merită tot timpul tău. Am văzut și de dimineață. Fiule, dă-mi inima ta întreagă. Amin? Câteodată unii o să te tragă de gulă. De fapt, s-a întâmplat chiar cu Domnul Iisus așa. Pentru că El a fost considerat de mulți doar un om, inclusiv de familia sa, atunci când a început campania sa și lucrarea sa și când n-a mai dat pe acasă și când se comporta ciudat, nu trăia ca toți oamenii, da? Mama lui, Maria și frații lui s-au dus după el ca să-l ia acasă. Nu stai cu tine, a luat o razna asta, e prea... S-au dus ca să-l ia acasă. Dacă eu sunt mare, el este mic, dar dacă eu sunt mic și nesemnificativ, el începe să se înalțe. Și chiar unii vor fi deranjați de lucrul ăsta și vor încerca să restabilească balanța în viața ta, să zică, băi, stai puțin, nici chiar așa, e destul acum duminică, e destul acum dacă dai și bani, e destul acum dacă citești din când în când Biblia. Nu trebuie chiar să renunți de tot la viața ta, nu trebuie să renunți de tot la planurile tale, nu trebuie numai Iisus, mă da? Dacă El crește, eu mă micșoresc. Dacă eu nu mă micșoresc, El nu crește. Știți ce se întâmplă? Nu se poate să fim la mijloc. Nu se poate să fim și și. Pentru că Domnul Iisus spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Din păcate, mulți creștini asta vor să facă. Să facă o târguială. Hai, Doamne, mai lasă un pic de la mine, mai lasă și tu un pic de la tine. Da? Și să, hai să ne înțelegem cumva, dar nu tot. Tu vrei chiar tot? Toată viața mea? Da? El trebuie să crească. Și eu trebuie să mă micșoresc. Și dacă El crește, eu mă micșoresc automat. Dacă Iisus este înălțat, spune Evanghelia după Ioan, capitolul 12 și versetul 32, dacă eu sunt înălțat, oamenii vor fi atrași la mine. Dacă Iisus este înălțat în viața noastră, atunci El va atrage pe oameni la El. Dacă eu sunt înălțat, atunci voi atrage pe oameni la mine, dar nu la El. Și oamenii vor merge după un om, dar nu după Dumnezeu. Ioan zice, ori eu, ori el. El trebuie să crească viața mea, iar eu să mă micșorez. Al doilea punct, dacă eu mă micșorez, dacă el crește, eu mă micșorez, a fost primul. Dacă eu mă micșorez, el mă înalță. Sper să nu fiți confuzi. Iată cum funcționează economia lui Dumnezeu. Mai întâi, dacă El crește, eu mă micșoresc. Dar dacă eu sunt de acord să mă micșoresc, El mă înalță. Da. Dacă eu vreau să mă înalț, El se micșorează, nu o să fie bine pentru nimeni. Dar dacă eu sunt de acord să mă micșoresc, El este înălțat și apoi, la vremea potrivită, El mă înalță și pe mine. Economia lui Dumnezeu nu funcționează ca și cea a oamenilor. Astfel, El calculează profitul diferit de cum îl calculăm noi. Și valoarea banilor este diferit pentru El decât pentru noi. De exemplu, văduva care era la templu și a pus doi bănuți acolo la colectă, Dumnezeu a spus că a dat mai mult decât toți care au pus o grămadă de aur și argint. Economia lui Dumnezeu este diferită. De ce? Pentru că ea a pus tot ce avea pentru trai. Astfel, în economia lui Dumnezeu, un leu, o bancnotă din aia verde, poate să valoreze mai mult decât $1000. Pentru că ea nu i-a mai rămas nimic acasă. Dar cei care au dat mulți bani și aur, au dat din belșugul lor. Aveau și mai mult acasă. Da? Profitul și calculul lui Dumnezeu, adunarea, este diferită la Dumnezeu. Înmulțirea este diferită la Dumnezeu. Dau un exemplu simplu. În instituirea familiei, Dumnezeu spune că 1 plus 1 fac cât? Nu? Oamenii spun că 1 plus 1 fac 2. Dacă o să
dacă nu se schimb opinia asta, nu o să fie bine în familia ta. 1+1=1. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu nevasta sa și cei doi vor fi doi. Vor fi un singur trup. O adunare diferită. O economie diferită. Și de fapt, multe familii au probleme fiindcă nu înțeleg că ea nu este ea cu personalitatea ei și cu tot, și el nu este el și nu se formează un parteneriat sau o echipă sau ceva. Ei trebuie să fie una, un singur trup. Și înmulțirea la Dumnezeu este diferită și economia funcționează diferit la Dumnezeu decât la oameni. Și profitul este calculat după legi diferite la Dumnezeu decât la oameni. De exemplu, în pilda talanților, avem acolo o frază care mult timp n-am înțeles-o și pentru economia oamenilor acesteia nu se pare drept. Spune, ia de la cel ce nu are și dă la cel care are. Și de cel care nu are se va lua și ce are și cel care are va avea și mai mult. Da? Da, pentru că nu se vorbește de bani acolo și se vorbește de roade în lucrarea Domnului. Cel care nu aduce roadă și nu folosește pentru Dumnezeu ce i s-a dat, Dumnezeu îi da, îi ia și ce i-a dat până atunci. Și îi dă lui ăla care a adus roadă ca să aducă și mai multă roadă. Astfel, în economia lui Dumnezeu, se întâmplă acest fenomen paranormal că atunci când noi ne micșorăm în ochii noștri, atunci când noi ne vedem mici în ochii noștri, atunci El ne ridică. Ne folosește, ne înalți. Amin? Așa funcționează economia lui Dumnezeu. Nu este logic după regulile oamenilor. În 1 Samuel, capitolul 15 și versetul 17, vorbește profetul Samuel cu regele Saul. Și după ce el falimentează și nu ascultă de Dumnezeu, Samuel îi aduce aminte și îi spune, când erai tu mic în ochii tăi, adică Saul. Saul înseamnă cel mic, cel neînsemnat. Ți-aduce aminte, atunci când Dumnezeu te-a căutat să te pună rege, când te-au ales rege, erai atât de mic în ochii tăi, încât nici n-ai avut curajul să ieși în față. Te-ai ascuns printre bagaje pe acolo. Nu credeai că meriți poziția asta. Erai mic în ochii tăi. Și când erai tu mic în ochii tăi, ți-aduce aminte cum te-a înălțat Dumnezeu? Dar acum, Saul a ajuns rege. Și a crezut că are dreptul să facă slujba de preot, fiindcă el este rege. A crezut că are dreptul să hotărască cine trăiește și cine moare. Ce animale oprește și ce animale nu oprește, pentru că el este rege. Acum a ajuns mare în ochii lui, a crezut că are dreptul ăsta. Și acum Dumnezeu l-a coborât și l-a lepădat la fața lui. Dacă ne uităm în epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 6 și versetul 10, spun același lucru. Iacov, capitolul 4, versetul 6. El ne dă un har și mai mare, de aceea el zice, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor umili. Versetul 10. Umiliți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Umiliți-vă. Când eu mă micșoresc, El mă înalță. Apoi 1 Petru, capitolul 5 și versetul 6. Spune și mai clar, 1 Petru, capitolul 5 și versetul 6. Umiliți-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la vremea potrivită, la vremea Lui. El știe când e vremea să te înalți. Noi am vrea să fim înălțați acum, dacă se poate, în fiecare zi, cât mai repede. Da. Nu ne face bine, nu că nu se poate, El poate oricând. Dar nu ne face bine. Ne face bine să ne umilim, să ne smerim și la vremea potrivită, când va fi bine pentru noi și când va fi sănătos, El ne va înălța. La vremea potrivită. Cu alte cuvinte, nu-ți purta tu singur de grijă. Pentru că este cine să-ți poarte de grijă. Dumnezeu îți promite să-ți poarte de grijă. Nimeni și nimic nu pot să te oprească din înălțare atunci când Dumnezeu zice e vremea potrivită ca acest slujitor al meu să fie înălțat. Nimeni nu se poate opune. Nu trebuie să te asiguri tu.
că-ți porți de grijă. Când este vremea potrivită, tu doar asigură-te să te smerești, să te umilești sub mâna tare a lui Dumnezeu, să te micșorezi. Și la vremea potrivită, El te va înălța și nimeni nu poate să se opună acelui lucru și acelui lucru. El va face lucrul acesta. Și avem multe exemple. Uitați-vă la David. Dumnezeu i-a promis să ajungă rege. A trecut 15 ani. David nu și-a luat singur această onoare. Deși avea ocazia să-l omoare pe Saul de câteva ori. A așteptat. S-a smerit, s-a umilit sub mâna lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită, Dumnezeu l-a înălțat. Și nimeni n-a putut să-ți dea împotriva înălțării lui David. Sau Solomon, sau Avram, sau Iov, sau Apostolul Pavel, care iarăși numele lui a fost Saul, cel mic, cel neînsemnat. Spune el, eu care eram cel mai netrebnic și nu meritam numele de apostol, că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și din prigonitor a ajuns mai mare decât toți. Totuși spune el, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, care a lucrat prin mine. Smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu și El vă va înălța. Dacă El este mare, eu sunt mic. Dacă eu sunt mic, El mă va înălța. Și al treilea punct, dacă El mă va înălța, atunci și numai atunci, bucuria mea va fi deplină. Dacă eu mă voi înălța, nu o să fiu fericit. Dar dacă El mă va înălța la vremea potrivită, nu numai că nimic nu va putea să stea în calea acelei înălțări, dar bucuria mea va fi deplină. Dacă ne întoarcem la pasajul nostru din Ioan 3, amintiți-vă de acest context în care ucenicul lui Ioan vine la el și vrea să-l provoace. Vezi că, uite, Iisus ăla pe care tu l-ai promovat ajunge mai mare decât tine acum. Și ce facem aici? El ajunge să aibă mai mult convertiți, ajunge să boteze mai mult, biserica lui este mai mare, ajunge mai popular. Și Ioan zice, nu este loc de așa ceva în lucrarea Domnului. Nimeni, nici eu, nici el, nu ne-am luat singur onoarea aceasta. Este bine ca el să fie înălțat și eu să mă micșorez. Fiecare are locul lui. Dumnezeu are o chemare și are o lucrare și are o poziție pentru fiecare dintre noi. Și în versetul 29, Ioan dezvăluiește care este poziția lui Iisus, pe care ei, la momentul ăsta, îl vedeau doar ca pe un om încă, și care este poziția lui, lui Ioan Botezătorul, pe care ei, mai ales ucenicii lui Ioan, îl vedeau mai mare. El ar trebui să fie mai mare decât acela. Tu ar trebui să primești mai multe onoruri. Nu-l lăsa pe el să o ia înaintea ta. Asta era ceea ce îi sugera acest ucenic. Și Ioan spune, iată cum stau lucrurile. Cine are mireasă este mire. Cine este mirele? Este Domnul Iisus Hristos. Despre asta vorbește aici. Cine este mireasă? Este biserica. Sigur, la vremea în care Ioan vorbește despre lucrurile acestea, nu prea se știau. Dar Ioan este un profet. El profețește. El vorbește de la Dumnezeu. Prin descoperire divină spune lucrurile acestea. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Această bucurie, deci, care este a mea, adică eu sunt ăla, el este mire, el este cel mai important. El este pe scaunul de întâi. El este capul bisericii. Dar eu sunt, cum se zice, domnișorul de onoare, prietenul mirelui, da? Cel mai brav om al lui. Zice, prietenul mirelui nu-l invidiază, nu-și dorește locul mirelui, ci se bucură că a primit această slujbă de prieten al mirelui. Aceasta este poziția mea, zice Ioan, aceasta este chemarea care mi-a dat Dumnezeu mie și eu sunt foarte bucuros cu aceasta. Spune, s-a împlinit această bucurie, deci, care este a prietenului mirelui și aceasta este poziția mea, s-a împlinit. Când Dumnezeu are o lucrare, are pentru fiecare și o poziție și o chemare pentru fiecare dintre noi. Și atunci când noi luăm inițiativa și când noi ne atribuim o slujbă, da? Unul dintre efectele inimii noastre păcătoase și a naturii noastre carnale, văzute, este că vrem să atragem atenția, vrem să fim văzuți. Vrem să ne bage oamenii în seamă. Ba cu una, ba cu cealaltă. Da? Și de multe ori atunci nu ne așteptăm rândul, ci pășim în față și luăm noi inițiativa. Spunem ceva, facem ceva, vrem să atragem atenția asupra noastră. Asta înseamnă că el este mic
și noi suntem mari. Asta înseamnă că vom fi binecuvântați. Nu este poziția pe care o are Domnul pentru noi, dar dacă noi ne micșorăm și nu căutăm să atragem atenția, atunci El este înălțat. Și atunci va veni vremea potrivită când Dumnezeu va zice, iată poziția pe care am mostrat-o pentru tine. Iată slujba pe care o aveam pentru tine. Merge înainte acum. Fă un pas înainte, vei fi înălțat. Pentru că ai așteptat vremea mea. Atunci când noi luăm inițiativa și ne atribuim o slujbă sau o poziție, nu vom fi fericiți la sfârșit. La început ne vom simți bine, ne vom simți importanți. Poate chiar vom primi onoruri sau apreciere sau priviri de la unii sau de la alții, la început. Dar la sfârșit nu vom fi fericiți. Dar atunci când ne așteptăm cu umilință și smerenie înălțarea să vină de la Dumnezeu, nimeni nu și-a singur onoarea aceasta, am citit în Evrei. După cum nici Aron nu și-a luat, nici Domnul, nici Ioan Botezătorul, nici Apostolul Pavel. Atunci când ne așteptăm chemarea care vine de la Domnul, deși lucrarea aceea nu pare prea atractivă la început, nu pare prea glorioasă la început, totuși, nu va fi nimic mai satisfăcător pentru noi în lumea aceasta decât să împlinim acea slujbă, acea chemare și să ocupăm acea poziție, oricare ar fi ea. Fie că ești șofer, dacă acum niște șoferi vor merge în Ucraina cu ajutoare. Asta este chemarea lor. Nu este nimic mai glorios pentru oamenii aceștia decât să împlinească această poziție și această chemare pe care o au de la Domnul. Fie că faci curățenie la biserică, fie că ești muncitor necalificat, fie că ești predicator, fie că ești învățător, fie că ești prietenul mirelui, așa cum spune Ioan. Indiferent care este poziția, dacă este chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine, nimic nu va fi mai satisfăcător în lumea aceasta. Deci, ca să concluzionăm, Ioan Botezătorul le zice ucenicilor lui și ne zice nouă, nu vă îngrijorați de cine este mai mare în această lume. Mai târziu, doi dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos cad în aceeași capcan, fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan. Dar chiar vedem că primeau acest involt și de la mama lor și ea vrea să vadă pe băieții ei că sunt cineva mari, importanți, nu oricine, da? Ea vor să stea unul la dreapta și unul la stânga. Despre aceasta este vorba. Vor să atragă atenția. Ioan Botezătorul zice, nu vă ocupați cu asta. Lăsați-L pe Dumnezeu să rezolve asta. Asta este economia lui Dumnezeu. El atribuiește slujbele. El cheamă pe unul încolo și pe unul încoace. Nu vă luați singuri această onoare. Nu vă ocupați și nu vă îngrijorați cu cine este mai mare în lumea aceasta sau în lucrare sau cine primește onorurile sau cine este văzut de oameni sau cine are mai multă popularitate sau după cine se duc mai mulți oameni sau cine este mai mult lăudat pe internet sau nu vă faceți probleme cu lucrurile acestea. Voi asigurați-vă că Iisus este mare în viața voastră și totul va fi bine. Dacă Iisus este înălțat în viața voastră, totul va fi bine. Pentru că dacă El este mare, atunci eu sunt mic. Și cum va fi bine lucrul acesta dacă eu sunt mic? Va fi bine. Pentru că dacă eu sunt mic, Dumnezeu mă va înălța. Amin? Așa funcționează economia lui Dumnezeu. Dacă El este mare, eu automat voi fi mic. Dacă eu sunt mic, la vremea potrivită, Dumnezeu mă va înălța. Și dacă Dumnezeu mă va înălța, atunci voi fi fericit mai mult decât orice aș putea să realizez eu prin propria mea inițiativă în lumea aceasta. De aceea să aștept în smerenie înălțarea de la Dumnezeu. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Domnul să ne ajute la lucrul acesta.